Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul RAUL2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare bă băieți, bine v-am găsit fraților la un nou episod din această serie minunată unde încercăm să banăm un cont. Suntem, cred că la al treilea episod, dacă nu mă înșel, și încă n-am reușit să banăm acest cont. Avem 7 win-uri pe el momentan. Din păcate, eu mă așteptam să luăm pe acest episod rankul pentru că nu mai știam exact câte win-uri avem, dar nu s-a putut să luăm rankul. Aia e, bă băieți, hai să facem și noi 1000 de like-uri, jucăm aici alături de băieții faini, cum a zis Iliuca, deci bătea joc de mine. Ia zi ceva, mă Iliuca, mamă ce oantap am dat. Ia zi, băie, cum e Iliuca, cum e cu băieții faini? Mamă, doi morți, băieți, o să jucăm semi-rage la început și dacă băieții o să-și bage spin, o să ne băgăm și noi spin și facem HVH cu ei. Trei morți. Să spuneți, și-a băgat cineva obvious până acum? Uite, aia zic XDen, ce-au toate nebunile. Hai, brodere, hai încoa, brodere. Hop! Aha, băieți, 4 kill-uri, prima rundă, frumos, headshot-uri. Hai mă, Smokey, că nu mai stau să ieri. Jucăm cu Neverloss, bă băieți, nu uitați, aveți config-ul meu de legit în descriere în caz de vreți să îl luați să jucați și voi cu el. Avem până acum, cred că vreo 16 oameni care și-au luat config-ul, ceea ce este super, super tare, bă băieți. Nu uitați, update-uri zilnici, o să vină în curând un update de la nebun rău de tot, în care efectiv o să refac practic tot config-ul pe partea de vizuale și sper să vă placă, nu știu. Ziceți și voi ceva, bă băieți, ia ziceți, dăm și noi un HV așandule sau salmeciul ăsta? Bă, eu vreau să dăm cu ei. Pe și eu cu ei, prea tank. Ah, și-a luat unul scout. Vezi că și-a luat, ia să vedem. Cred că are spin unul. Nu-mi dau seama, dar unul are scout. Cred că ori și-a băgat semi-rage, ori are spin-ul. Stai să-l văd aici. Puii mei, cât de prost mi-a tras Neverloss-ul, coaie. Nu, n-avea rage-ul. Ceva-și băiete, mor și tu. Hai mă, brotherilor, nu-și bagă nimeni spin-ul meciul ăsta. Hai să mă așteaptă aici. Pe mii doi, doi. Pe mii doi. Mamă, trei morți, băieți. Hai mă, bă, morți și voi pe ultimii doi. Mă, ăștia n-au, mă, n-au nicio treabă. Ori își bagă spin, ori nu câștigă. Bine, oricum nu câștigă, băieți. Adică joacă contra Neverloss, sunteți nebun la cap. Neverloss cu copilul lui Eddie 22. Hai mă, Iliuță, dai și tu. Mi-apar acum tutoriale pe canal, că na. Bravo, mă, Andule. Ce ai dat-o? Ce aș vrea să fac? Ia zi, băi, Smokey. 0 kill-uri, 0 deaths. Da? Fă, frate. Mamă, Lil Cagul are legendary eagle, ești nebun. Mă moră prostul, da, Andule. Eu omor Andulețu, Andulețu. Ele cu aia și aici, nebun, dacă-și bagă ei spinul să fie sănătoși. Hai că mă duc să dau un pic pe mid cu Deagle-ul, băieți. 7 cu 0 până acum, 2 MVP. Hai să vedem dacă putem să câștigăm meciul ăsta. Cum a scris ăla, lose. Bă, nu știu, mie... Ce? Cum ar fi cu aia să le zic de HVH, de nu știu ce și să-și bage ăștia spinul și să aibă skit cu aia să ne bată pe toți. Da, cu aia să-și bage tot, să fie full echipă de skit. Aha. Da. Putu-te în gură să te astup. Hai că n-au cheat-uri, hai că n-au cheat-uri. Maestro. Nu. Unu mort, stați așa un pic băieți, că mă ocup eu acum de ei. Stai să-mi bag cu aia setările de semi-rage. N-am pe Duno, nu mai îmi știu ăștia. Nu, uită-l pe căcatul ăla ce stă la camp acolo. Futu-te n-aripă să te fut. Doi morți, stați așa un pic băieți. Mor mă, futu-te n-aripă. Mamă bă băieți, câte kill-uri să mă bată tata. Nu vor mă, ăștia au semi-rage-ul, dar nu vor să-și bage HVH-ul aparent. Adică nu știu, e destul de ciudat. What a legend. Să-mi iau AVP? Hai că mi-au AVP băieți, mă duc și eu să dau un pic pe mine. Tocmai era să-i dau țea pe unui abonat de lui Raul. Băi, stai, drecu. Băi, coaie, a zis un abonat, a dat un abonat de-a mea mesaj la Iliu, că a zis, bă, frate, uite, îți dau 200 de lei și tu mi cumperi Neverloss pe o lună, că el avea pe Paysafe banii aia. Zice Iliu că bine, frate, hai că facem chestia. Mă rog, m-am consultat cu el prima dată și eu i-am zis că da și hai să facem chestia asta. Și... 2 minute mai târziu Iliuță, frate, ei sunt bani banii pe super bet, să vedem. Și a băgat, dar noroc că nu i-a pierdut, adică noroc că a făcut ceva cu aici, nebun la cap. Ajunsesem la 30 de lei, da, a jucat până a ajuns cu banii la 40 de lei și după aia nu știu ce dracu a dat norocul peste el, că peste mine intrase maică-mea în cameră și a trebuit să vorbesc un pic cu ea. Și a făcut el cumva 2 milioane și 14 lei și i-a scos, i-a zis, bă frate, scoate aici, nebun la cap. Pe mine. Da, dacă te asculta pe tine ajungea... Nu vreau să zic unde ajungeam, nu, ajungeam în datorie. Ajungeam pe stradă, dormeam, îmi puneam fără mișto, la coaie. Pe extensibil în fața fără mișto, coaie, ajungeai pe stradă, coaie, cred că dacă ascultai de Andu, ești prost, băi, coaie, bine că n-ai ascultat. Bine că n-ai ascultat de Andu. O trezeam pe mama din somn și zicea, mami, hai să plecăm, că am patru, nu mai. Hai să plecăm, că vin, mami, hai să plecăm, că vin noi proprietari, mami. Adevărat, coaie, dacă ziceai să mai joci, mamă, cât de obvious, pot să joc să-mi bat picioarele, coaie. De nu fac 0 de dur meciul ăsta. Hai bă băieți, dați și voi pic. Dar nu înțeleg de ce nu vor să-și bage ăștia. Ia dă-i pic, dă-i pic, Andule. Nu-ți dă și el un one tap ceva? Toate... Mamă, ce pic i-am dat. Nu, no, că sunt fire rău de tot meciul ăsta, băieții. Sunt fire rău de tot. Chiar vreau să banez contul ăsta. Uite, Ferentari. Vine mă încoa să-ți arăt ceva. Ah, băgamia și ce ratat cu aia. Smokey, uimii. Dați-i kick în pula mea de dubitor. Dați-i cu aia kick la Smokey, că e ratat rău cu aia. Andule, fiet, în Ferentari merge așa. Dați-i cu aia kick la Smokey, ultimul ratat, băgat. Băi, nu. Băi, cu aia, nu-i dați. Cum vine Tatania și nu-i dați kick, nu-i dați kick, coaie, nu fiți ratați, nu-i dați kick, vă rog eu mult.
Nu-i dați kick. Știi că doar eu, știi că doar eu trebuie să mai dau iPhone-ul. Nu, dar nu dai Ilie. Și știi fiare, pentru că m-a influențat să bag la pariuri. Dă iPhone-ul, Coaie. Nu, Coaie, nu. Nu, 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 nu. Așa, no, Doamne, m-a căcat pe mine, Coaie, ești nebun la cap. Coaie, așa a luat. Bă, am dus, n-ai idee ce mult mi-a părut rău de tine. Așa, așa la kick și meciul trecut parcă. Dar tu mai știi când i-am da, și meciul trecut, dar mai știi de pe contul lui Main când i-am dat kick și a luat și bani 7 zile prost. Nu, nu, nu. Bă, Coaie, i-am dat toată. Nu știu că e. I-am dat kick pe dat. Mi-a dat kick. A zis Coaie, ia omor mă. Bă, mă, ți-ai luat toată bani 7 zile, Coaie. Păi dacă l-am omorât pe Coaie pe ăla. Ah, sau nu mai știu exact, Coaie, dar ăla. Nu, Coaie a zis că a zis Raul că cică, da, stă. Da, că mă duc la Budă. Da, 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 pe dat stăm și video pe YouTube, Coaie. Da, Coaie. Și ai de aici poți să ai dat o rei. Și că să mă kick de un într-un flash, n-am Coaie. E tot mă trecu să dea liniștit, ești nebun. Ăștia nu înțeleg de ce mai vor să joace. Își bagă spinul și ei sau ce fac? Vreau și un meci de HVH, băieți. Da bine, jucăm la Prime, nu știu ce HVH o să avem noi, dar eu chiar vreau să jucăm aș vrea și sunteți nebuni. Nu-mi iau și eu un one tap. Gata mă băieți, primul meu one tap, Legend Chorts. Hai băieți, vă las pe voi meci. Punctul mijloc. Dar ce hack ai Coaie? One tap. Uite și eu de la Vlăduț. Vezi că am vorbit chiar mă chiar. Vezi că are oare Minerv. Nu, 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 vezi că nu are. Dar stai să zic. Știu. Am vorbit azi cu Denisic. Am vrut să fac un video special în care să le zic la abonați de ăsta de beta loader, de nu știu ce, că dacă are sau nu Minerv. Bă băieți, în adevăr Minerv n-are. Dar a văzut Denisic în niște chestii suspecte pe acolo, dar erau criptate și nu putea să le vadă. Dar acum nu știu dacă ar fi un key, dacă ar fi un keylogger, un rat sau pur și simplu niște chestii criptate efectiv. Dar erau niște chestii dubioase. În fine, nu vă zic mai multe. Alegeți, faceți ce vreți voi. Eu, de exemplu, mi-am băgat chestia aia PC, am chestii foarte prețioase în PC și am zis, bă, îmi bat picioarele cu aia, am încredere în beta loader, ești nebun la cap, mamă, Iliu, că nu i-a iertat runda asta cu aia, s-au pus afecat, ce au făcut? E, dacă nu vreau ei să o dea așa, vreau eu să o dăm așa. Hai mă, Andule, hai, o dăm noi așa, ia zi. Hai, brodere, să o dăm nu, noi nu, așa. Nu, nu, că, mă, nu, încă, nu, mă? Încă, nu, încă. Tu poți să nu-ți bași cu aia, că ăsta-i contul, na, ți l-am dat, adică tu trebuie să-l ții, dar eu vreau să banesc contul ăsta, ești nebun la cap. Eu vreau să banez contul ăsta, frate. Da, frate, că îl ții și eu. Eu am spinul. Bandu, Coaie. Ia uite, eu am doi cu spinul. Și eu mi-am băgat, ia Coaie. Ia uite, Coaie, trei cu spinul. Doamne, ce retard. Doi morți, trei morți, patru morți. Bine, Andule. Hai, frătiuc, l-ai omorât pe ăla. Ah, băga-mi, aș nu l-ai omorât. Hai, frătiuc. Hai, frătiuc. Bine, ace. Oh. Ce zici, băi, Liuca, ce părere ai? Bă, sincer, o părere foarte proastă. De ce? Tu mi-ești pula, bă, da. Când legit hacking-ul mai înțeleg cum mai înțeleg, dar știi părerea mea despre HVH. Hai, frate, că ne postează ăia pe ce Facebook. Ce are, brother? Da, Coaie, mă, ne postează ăștia iar pe Facebook. Dacă ăia văd video, să-mi bat pula mea care l-au postat pe Ilie. E, lasă-mă, frate. Băgă-mi și pula în rasă. Da, bă, mă, jura cu el, eu. Bă, eu nu-mi bag pula în ăla care m-a postat, că să fie sănătos. Eu mă enervez pe adminul ăla la Bagiu cu aia care mi-a dat bani. Băga mea și pula în familia lui, că... Nu, 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 Coaie, Antidot e fratele meu, ești nebun, mă cunosc. A, Antidot e onorul, Coaie. Dă-te mă, pis de ce da. Ești, mă... Bine, băi, ei, sunt odată. Ba, le iau pe toate, dacă oamenii au venit să dea rași pe ea, ce dracu să fac? Să ți le las ție futute în gură. Da, frate. Da, mă, părerea ta, ești nebun la cam, mă, ce scor nebun, 31 ne-ai. Cu 1, Coaie. Mai jucăm un meci după, nu? Da, e, da, da. Easy, pe două meciuri pot să joc, dar ideea e că... Până în următorul episod din seria asta o să iau și rancul, ești nebun la cap, de-abia aștept să vă ce rancul să iau. Deși ăștia au MG, eu știu să iau. Gata bă băieți, vine surrenderul băieți. Vine surrenderul băieți, vine surrenderul. Dacă e, după aia intru de pe contul la meu main de prime și mai băgăm în meci după astea două. Că am chef de ce să nebun în seara asta băieți, am chef să rupem ce să... Și mai am și un cucoaie de pe care vă să-mi bat picioarele. Hai mă băieți, bravo mă. Sau nici nu știu de pe ce cont să intru să mai joc cu aia, dar chiar bă, vreau nu vrei să-ți dau contul meu, să... adică gen să-ți dau contul meu, că l-ai deja, nu vrei să intri de pe contul meu să mai joci? De ce? Să faci lemul? Păi, eu da, vreau să fac lemul. Dar dacă bahaș mi-aș te superi. Bă, dacă nu-mi iei bani acum, nu. GG, bă, băieți, GG, eram sigur că o să dea să nu da disconnect niciunul ca să ne bage în același. 0 cu 0, bine, băieți. Bine, bă, Smoky, bă, acum faci screenshot la meci, ești nebun la cap. Eu 31 cu 1, 8 MVP-uri, ne dă frumos aici și X pe boost-ul ăla nebun. Bine, hai bă băieți, ne găsim la următorul meci. Bă, ce ciudă mi, bă, că nu mai, poate am făcut vreun tai ceva, am făcut vreun egal ceva pe contul ăsta și o să pot să iau la 9 meciuri, nici nu știu, bă băieți, că de obicei se mai dă și la 9 meciuri dacă ai tai-uri. Dar uite, am un tai aici, dar nu cred că se mai pune ăsta. Of, Doamne, bă băieți, lăsați că vedem, dar bă, mi-a scăzut mie. Ia, da, 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 i-a scăzut la cimitirul lui Tactul ăla. La mi-a scăzut ca dinainte. Aia e Iliuță, că poate faci și tu legendar Eagle Master-ul, că stai de 20 de meciuri trăiți iar. Gata, bă, băieți, am reintrat. Nu, că am reintrat în alt meci, ești nebun la cap. Mamă, ăștia n-au n-o să aibă hack niciunul, iar ia, uite, un one tap. Hai, brozdere, 2 one tap, 3 one tap. Brozdere. Brozdere. Ăla unul deja stă afeca cu aia și a dat give up la viață, ești nebun la cap. Bine. Voi auziți melodia normală de la CS, gen la câștig. Bă, Raulică, ăsta ești tu? Da.
Uite, aaaah! Băgaț ai, arată-mi acum, poți acum? Am dat cu DDR Chrome ăsta să-mi bag pula. Poți și acum? Unde ești? Poți și acum să-mi arăți? Ia, mamă, ce față de asiatic, ai zis că ești bihap, coi. Băi, tu ai față, zici că ești bodyguard-ul, drăi. Ce? Da, da! Tu ești că din jocul ăla, coi, te ține să te arunci. Nu te ține să te arunci. Arată-mă, nu mai mi-arăți nimic, Iliuca. Vino. Nici pe tine, Andu, nici pe tine, Andu, nu te ține să te arunci. Ba da, mă ține. Dar nu vreau. Ia. A, voi să te arunci de acolo? Stai că-ți vine unul, vreau să te protejez. Stai, brother, vreau să te protejez. Te protejez, iubirea mea. Uite, pune-i dau cu aia. Hai, arată-mi iubirea mea. Știi cum făceam dacă îi pierdeam banii lor la păcănele? Ce era tare. Mându-te în gură. Vezi că oricum era să-i pierzi, ești nebun dacă... Băi, coaie, dar unde sunt ăștia? Pe mii, dar eu nu știu cum, eu nu știu harta asta, coaie. Mă duceam așa la mine la bloc. Chemam liftul la etajul 10 și după aia... Și deschideai ușile și aruncai în gol să-mi bag pula. Da. Un umor... Mamă, ce le-am dat ăla ăștia doi aici nebun la cafut. Mă aruncam direct pe piciorul drept. Da. Băi, dar nu pot să sar aici, ce drecu? A, e șchepsis aici, șcapsis. Șchepsis. Șchepsis. Bă, dar vreau și un AVP, dar n-am bani nebun la cap. Bă, fraților, dacă nu reușesc să banez contul nici după meciurile astea, să mă bată tata de... De ce am... A, am 8 winuri și cu ăsta 9. Bine! I'm a viewer! Ce vrei, mă, bulanginule? Ce ai spus? Bă, s-a schimbat harta asta? Nu, de ce? Adică din câte știu eu nu s-a schimbat. Ce, sau dacă s-au făcut update-uri sau ceva? Nu știu, mi se pare puțin diferită. Așa dau oraș cu cuțitele de geacu aici, nebun la cap. Și nu mai au chef de joc, băga mea și... Uite-l cu aia pe ăla. Unu mort. Ah, m-a omorât unul, băga mea, ce prost ăs. Hai, Lilca gulă, dă-le prin perez, manule, n-ai tupeu. Ce se preface Iliuca aici? N-am vrut cu aia, chiar n-am vrut. Am vrut să-i dau pe el ăsta prin perete cu aia și chiar n-am vrut. Mă mir că nu jură, Andu. Mă, frate, nu sunt nervos, deci să fiu nervos. Ia să mai văd o dată bodyguard-ul lui Drake. Ia, uite-te la mine. Ia, uite, frate. Ia, uite-l pe Andu. Fotu-te în gura, Andule, ce faci, mă? Ce faci, mă, Andule, mă? Mă, fă un pic nervos. Ce faci, mă, Andule, ești un pic nervos. Mi-a zis ca ăla din videoclipul de ne uitam noi azi. Dați-vă coaie, că nu pot să-i omor, să-ți terminați. Doamne, coaie, am dat pic și nu puteam să-i omor din cauza voastră, că am luat aici mare scout, băieți. Op, doamne, mă, pui să dau rei. Mamă, ce am dat ăla, era sărac cu un budă și am dat mare. Mamă, ce am căzut. Unde era budă? Da, coaie, eram budă și i-a dat spin automat, coaie, te mi-a pus și smiley face pe chat. Ce băga spin-ul? Da, coaie, păi tu n-aveai spin-ul? Că derapai. Așa-și. Bă, da! Derapai. Păi derapai era ca pe skateboard, deci nebună. Cum făcea ăla? Ne-am uitat noi la videourile alea amuzante, cum făcea ăla pe lac? Coaie, așa făcea și Andu acum, coaie, zâmba picioare. Da. Guys, welcome to hell. Ce welcome to hell, coaie, ești nebun la cap, vertigo boost, coaie, vrei să te mint? Asta chiar că e adevărat, în adevăratul sensul, sens al cuvântului, vertigo boost. Băi, lasă-mă, băi, în pace, brodere, nu trage în mine, manule, burlanule, nu fi rău, nu fă grif, că îți dau report pentru grif, manule, Smokey. Îți dau report, ia uite, coaie, l-am lăsat în 1 HP, băgam ea și... Vreau să fac cât mai multe kill-uri, că poate intră și eu la overaș, poate fac cu Gabe în rugăciune seara asta, băieți, și reușesc să banez contul ăsta, că știți că ăsta este scopul acestei serii, de-aia și scriu un titlu, încerc să banez un comp prime, pentru că chiar încerc să banez un comp prime și nu-mi iese, bă, băieți, și chiar nu-mi iese să banez un comp prime. Eu zic că îmi dă un MG, 2 MG Elite, pentru că am gen zici? Contul ăsta, da, pe eu când am cumpărat contul deja avea 4 in-uri, mi se pare, și erau și meciuri pierdute destul de multe, știi? Înțeleg. Deci s-ar putea să, na. Oh, eu i-am dat-o, frate. Episod. Încerc să bag toate hack-urile gratis pe contul lui Zedo. Cum ar fi, coaie? Cum ar fi, coaie, să-mi va picioarele, doamne. We don't have hacks. Scrieți tot ok. M-am jucat cu hack-ul pe care l-am instalat eu pe prima oară în viața mea pe contul lui Zedo. Mamă, vezi că aș vrea să joc cu Abit Smart, dar nu cred că mai merge vreo versiune, coaie. Nu mai ești compatibil cu CS-ul. Bună asta pentru HVH. Ce, mă, Abit Smart a fost primul hack-ul care te-ai jucat-o? Da. Și de la tine și știu, da? Mi se pare. Da. Ah, ba nu, nu. Primul hack care m-a jucat a fost ăla de l-am băgat pe contul main ăla cu level 80. M-a jucat cu un căcat de ăla de era gen, era ca un fel de meniu, dar era meniu external, era pe desktop, știi? Ca un fel de Abit Smarter, dar era mai de căcat făcut. Și știu că, gândește-te, eu mi-am luat vac pe contul main și nici măcar nu mi-am băgat coduri ca să, gen să câștig în competitiv sau chestii de astea. Pur și simplu am văzut o fază la unul, nu mai știu cum îl chema, cred că ceva AD Gaming, nu știu cum. Și el îi dăduse un 360 la unul, gen un 360 nou scop. Și am vrut și eu să pun la mine pe YouTube o fază de aia, dar nu eram în stare să o fac și dai seama că nu știam de comenzi, că puteam să pun comenzi pe CS:GO pe single player și făceam chestia. Și m-am gândit să-mi bag hack-uri cu aia și eu nu știam că hack-urile sunt detectabile, că pula mea, că nu știu ce. Și mi-am băgat hack-ul pe single player cu buții ca să vă schema aia și mi-am luat vac cu aia. Gat. Și după aia am încercat să pară, după aia am încercat să pară că joc cu un prieten, 1v1, știi video-ul ăla? I got banned for no reason, evidence.
Da, 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 da. Și am încercat să pară că mă jucam cu 1v1 cu un prieten și că eu n-aveam hack și că de-aia mi-am luat bani de fapt. Da! Da, da, da. Dar nu mai știu cum am făcut să-mi scrie că mi-am luat vag de pe server, coaie. Știu că... Adică știi că acolo m-a scos din timpul meu, m-a scos în timpul meciului și am ziceam eu, what? What? Nu știu că mi-am luat vac și eu nu mai știu cum am făcut să-mi dea mesajul ăla, că eu când am făcut video-ul ăla deja aveam vacul luat, știi? Nu mai știu ce dracu am făcut de mi-am luat vac fix atunci. În fine. Păi cred că te da kick, gen. Ah, sau kick cu motivul, da, 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 că atunci știi că mai mergea schema asta, le făceai troll la prieteni, le dădeai kick cu vac bani și se speriau. Da, 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 știu eu, și eu am făcut la unul prank-ul aici nebun, s-a căcat ăla pe el. Știi ce mai mergea înainte? Să scrii în competitiv, să apeși spații multe, gen, să lași spații multe. Apeși Y și stăteai cu space apăsat și după aia scrieai gen Z-o has left the game, paranteză fac bad. Da, și acum merge cu aia, nu merge? Nu mai merge, nu. Pe ce s-a putut? Ia încerc. Da, nu, am chef să încerc, nu, parcă nu știu. Uite, da. Stai că fac eu acum, să-ți arăt cum arată. Cred că o arată gen, nu știu. Uite, vezi? O arată normal gen. Și acum am lăsat o grămadă de spații. Eu S-urile alea le-am pus după mult spații. Am înțeles. Schema, bro, schema Ionel. Mama, am deja 30 cu 1, ești prost? Zici, chiar zici că e meci de Vertigo Boost, coaie. Chiar zici că e meci de Vertigo Boost, ești prost? Parcă aș mai da și... Chiar zici că e meci de Vertigo Boost, ăia de la echipa adversă sunt buții care... Lăsați-mă și pe mine să fac niște killuri, vă rog eu, că poate dau și eu rank up la ăla. Fac-mă și cu 2 killuri, ești nebun, dar hai, du-te. Oricum contează rundele câștigate, nu prea contează așa de mult killurile. Da, hai, du-te și ia acolo, brodere. Hai că mă plin și eu pe artă, mai vorbesc cu oamenii mei aici. Bă, băieți, ce să zic, dacă nu reușim să banăm contul ăsta în 50 de meciuri, poate vi-l dau la giveaway așa pentru toți abonații. Bă, chiar cu aia n-am mai ieșit ca pe contul la giveaway pentru membrii. Mai știi contul ăla? Mamă, ce mi-a dat o veteră asta. Lăsați kill-urile la Ilie, bă, dacă tot am abandonat runda asta, măcar lăsați-le la Ilie, vă rog eu mult de tot. Lăsați-le la Ilie. Coaie, pe unde ajung la ăștia să vă... Aici, stânga. Băi! Băi, coaie, nu știam că ăștia și trag, am crezut că stau toți afecat. Da, mă, te-am obișnuit cu Vertigo Boost, ce pula mea. Ăla, mă, cu Vertigo Boost, de zădea ție mesaje pe Facebook acum. Zice, ai frate, nu, că trec prin București, pot să dor la tine o noapte? Poate ce? Și ăsta, coaie, la videoclipul tău. Să fie sănătos, coaie, ești nebun. Ce să fie... Ce coaie? Ce spune, Luan. Era unul coaie, era unul prin 2015 care făcea Ilie Vertigo Boost, el metoda asta de boosting și l-avea la prieten pe Facebook, i-a rămas la prieten pe Facebook și... Și din 2015 gen n-am mai vorbit cu el după ce s-a terminat faza cu Vertigo Boost. Și a terminat și i-a trimis mesaj acum vreo lună ăla la Ilie și a zis, bă frate, vezi că trebuie prin București în câteva zile, pot să stau la tine, nu? Da, coaie, da, coaie, deci, nici, adică Ilie nici măcar nu se cunoștea cu el, adică nici dacă, nici, adică bine, probabil dacă vorbeau în continuu pentru 6 ani de atunci, probabil că îl lăsa. Dar nici, cred că nici în 2015, coaie, când vorbeai cu el, nu cred că acceptai să vină să doarmă la tine, ești nebun la cap. Nu, dracu' ești. Și pe ăla i-a dat mesaj după 6 ani, Ilie nici mai știa de existența lui, bă frate, bă, hai că vin în București, dor și eu la tine, nu? Mai face un pic de Vertigo Boost, nu? Băi, coaie, ce la... Asta ca mai de mult. Eu cred că ăla era gay, coaie, vrea să te fute, ești nebun. 100%. Mamă, coaie, ăla nici nu cred că are YouTube, coaie, ce să se uite la video, ăla nu știu, n-are telefon, coaie, ești nebun la cap. Nu, eu nu cred că se uite ăla la video. Hai, brother, revine un coagul. Trebuia să las planteze bomba aici, nebun, să-mi iau niște puncte. Are niște puncte. Data. Să-mi iau niște punctulețe. Bă, de ce să-mi dai, mă, tu report, brother, ești bulangiu? Ești burlan? Ne, să-ți iau Overwatch. Nu mi-au, adică poți să-mi dai, bă, ia dați-mă toți report, chiar ia dați-mi toți report. Gat! A dat abandon, hai zi, se dă al doilea surrender, băieți, se dă al doilea surrender aici pe zonă sau ne face Cristă troll? Ar putea să ne facă și troll, să iasă din CS efectiv de tot și să nu dea abandon și să așteptăm 3 minute după el și să așteptăm și timeout-ul ăsta, dar poate e calmea și da. A, au ieșit 2 cu aia, eu acum văd. Nice. Știi care e singurul lucru care mă enervează cu aia la scaunul meu de gaming? Transpir. Că e din piele mâncate și platași de fiecare dată când vine vara, îmi transpiră cură pe E și gras în pula mea, nu faci, nu te... Are da, și da, pe știi, știi care e chestia asta, dacă ai un scaun de nu material, am vezi, dacă scap ceva pe el, ți s-o dus. Eu la un moment dat mă îngreșasem așa de tare încât mi se frecau gen acolo, sub coaie, mi se frecau pulpele da, între ele coaie și mă iritam, ești prost. Când aveam... așa pățeam eu când eram gras rău de tot, da. Tot așa gen, când mergeam, da, când mergeam cu aia mereu mă iritam între picioare, adică nu că mă iritam, efectiv, da, ce făcea pielea cu aia, nu mai aveai piele între picioare, și te ustura rău de tot, abia puteai să mai mergi cu aia. Da, deja ai crăcănat cu aia, zici că te futuse cineva în cur, nici nebun. Da. Băi, și eu am pățit la mare odată chestia asta cu aia și plângeam și tăi că mi-a zis, vezi dacă ești gras, vezi? Și eu după aia fix în ziua aia în care început să mă irite și alea și am zis gata, slăbesc, m-am dus la pizzerie în pula mea și mi-am luat pizza de aia la un kill cu aia și am mâncat-o toată singur, ești nebun la cap.
Ia uite cu aia pe ăsta chiar încearcă. Hai mă, omorâți-l, sunteți nebun la cap că eu mi-am făcut treaba. Hide and seek in CSGO, hai că hide and seek wallhack ești. Bă! Vezi că în live-ul ăla de 12 ore pe care o să-l fac la 60.000 ar merge să intrăm tot să facem un hide and seek cu abonații cu aia. Bă, mă, tu faci live la de 12 ore la 60.000? Da. Și când faci? Gen câți ai abonați acum? Mai am nevoie de 200, probabil că zilele astea o să-i fac. Deci în weekend acum faci live, nu? Nu o să pot în weekend pentru că în weekend o să fiu plecat. Ori următorul weekend, ori în timpul școlii. Dacă, gen, dacă nimeresc o, să am o oră liberă și să încep, să am două ore libere de fapt. Și să... Să am o oră liberă și să fac în ora aia live de 12 ore. Nu, dar să încep live-ul gen la 12 după amiaza și să termin la 12 noaptea. Că așa dacă n-am oră liberă trebuie să încep la 2 după amiaza și să încep la, să termin la 2 noapte. Și ar fi de găgat, eu vreau de la 12 la 12, știi? Să fie. Deal așa. Hai mă, Iliu, că poate faci și tu acum, Lemi. Știi cum era, iar ai zis și era el. Râsul care pornește greu. Da, mă. A pornit râsul. Băi, că era prea terminat omul. Da, coaie, mamă, deci vezi că pe vremea aia în toate școlile, cred că era mimul ăla, coaie, și la noi, coaie, fiecare îl punea în timpul orelor, coaie. Preda aia profa de geog la liniștită, se auzea din ultima bancă. Râsul care pornește greu. Pula mea, erau retardați. Hai mă, dă-te mă de aici să le dau aici nebun la cap. Dă-te mă de aici, one tap. A, crezut că eu i-am dat-o coaie. Hai mă băieți să dăm un pic de rush așa să intrăm în pită să zic. Ia, ia uite-l pe ăsta coaie. Nu, s-a aruncat în fața mea. Așa o să zic și eu când se aruncă Ilie în fața mea coaie. De, chiar dat după ce pierde la... toți banii exact, la băcănele. Hai mă băieți, am luat și noi rancul la 9 win-uri sau sal? N-am luat rancul. Băieți, am luat și eu rancul ăla? N-am luat mă, futu-mi morții mă. Se ranchează greu bro în Legendary Eagle Master. Poate să zică One Flash, Palace, Jaxi, ăștia aici nebun la cap. Rău de tot frate. Ați făcut careva în cap măcar sau sal? Nu. Na, mergi mai prost. Bă, fraților, sper că... Cui mi-a dat aia? Tu e case, aia nu e scump. Nu e cutia aia scumpă. Aia lui e scumpă. Ia mă, mie ce mi-a dat. Mi-a dat Prisma 2, aia e căcat. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Rămâne să vedem în episodul următor ce rancul o să luăm, din păcate în acest episod n-a fost să fie și rămâne să vedem în dacă cât timp dacă vreți să dați 200 de lei pe Neverless, puteți să-mi dați mesaj pe Discord. Da, mă, dați-mi mesaj. Bă, fraților, sper că v-a plăcut, dați și voi acolo like, să facem 1000 de like-uri. Nu uitați că aveți link-ul de la acest profil în descriere ca să verificați și voi din când în când dacă mi-am luat sau nu ban și dacă nu o să mai apare episoade din această serie, înseamnă că mi-am luat ban. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Salut. Pa, pa. Vă pup.